Domnilor, domnilor, bine v-am găsit la știrile din sport. Simona Halep merge ceas la Australian Open. Halep a învins-o și pe rusoaica Veronica Kudermetova și este în optim la Melbourne. Cine o mai poate opri din drumul către trofeu, se întreabă australienii. Halep a bătut-o pe Kudermetova în 78 de minute, scor 6-1, 6-3. Simona va juca în optim la Australian Open pentru a 6-a oară. Halep a încheiat meciul cu 21 de lovituri direct câștigătoare și 4 ași. I think the serve helped me very well, a lot today. The court is much faster than last year actually, and yeah, it's not easy for me because I have to be fast and also to block sometimes the power from the opponent, but I also like. Craiova s-a calificat în sferturile cupei la primul meci cu grecul Uzunidis, antrenor. 4 echipe din Liga a doua și 4 din Liga a întâi au rămas în cursa pentru trofeu. Craiova a câștigat cu 1-0 la Botoșani și este singura echipă din play-off calificată în sferturile cupei. Cicâldău a marcat din penalti minutul 3. Botoșaniul a cerut lovitură de la 11 metri minutul 9 după duelul dintre Câmpanu și Holzman. Faza s-a petrecut chiar sub ochii arbitrului Bârsan, care a lăsat jocul să continue. Marius Croitor a pus tunurile pe Bârsan la finalul jocului. Cum pot să fiu calm când văd că pur și simplu nu vrei să dai un penalti clar? M-am uitat și eu de câteva ori, este la 2 metri de fază. Mi este greu să accept așa ceva. Nici patronul Botoșaniului, Valeriu Iftime, nu l-a iertat pe arbitrul Bârsan pentru prestația de la meciul de cupă Botoșan-Craiova. Iftime a presimțit că Bârsan va strica meciul. Ca la o judecată, după ce ai pierdut totuși timpul și trebuie 10 ani, te eliberează să spune că ai avut dreptate. Și să-i spui? Ce să-i spune domnului Bârsan? Că l-am văzut, alimentează Bârsan, zic că te-ar o comite. Asta nu dacă e ceva împotriva noastră, că nu cred. Că primul, clar că a fost un fault, dar nu se dea frumusimente. Turcii au scăpat ieftin după ce ne-au numit țigani în scandalul Colțescu, dar tot nu se lasă. Președintele lui Başak Şehir cere suspendare pe viață pentru arbitrii Şovre și Colțescu. Vestea că UEFA a închis dosarul Colțescu fără nicio pedeapsă i-a înfuriat pe turcii de la Istanbul, Başak Şehir. Cerem pedeapsă pe viață pentru Şovre și Colțescu, a strigat șeful de la Başak Şehir, un apropiat al președintelui Turciei, Erdoğan. Colțescu a fost apărat la UEFA de avocatul spaniol Josep Vandela. Arbitrul român ar putea primi o suspendare mică pentru comportament nesportiv. Uitați-vă ce frumos a reglat problema UEFA. Felicit UEFA pentru cum au trecut peste acest lucru. Cu liniște, fără istericale, da. au pus toată lumea la masă și au discutat. Pentru că era clar că acolo nu era de rasism. Sepsi vine la București să le strice ploile dinamoviștilor după calificarea în sferturile cupei. Sepsi este neînvinsă în Ștefan cel Mare din august 2017. Trupa din Sfântul Gheorghe a marcat 5 goluri în ultimele două meciuri jucate pe terenul dinamoviștilor. Arbitrii, vremea și gazonul sunt inamicii antrenorului Leo Grozavu la meciul de sâmbătă. Cum este un campionat care a fost influențat foarte mult de foarte mari greșeli de arbitraj. Sper să nu se întâmple la jocul ăsta. Gazonul de pe stadionul Dinamo nu se prezintă în cele mai bune condiții. Abia acum începe greul pentru Simona Halep. În optim vine Iga Świątek. Poloneza a învins-o pe Simona la Roland Garros și a câștigat turneul. Halep nu va avea fan la meciul cu poloneza Świątek. Timp de 5 zile, australienii vor fi în carantină. Halep-Świątek este 1-1 la meciuri directe. She crushed me in French Open, so I just have to do something better to play a better match against her. I'm confident. I'm here just to give my best. Sorana Cârstea a încheiat aventura la Australian Open. Cârstea a ratat calificarea în optim după ce a fost învinsă de cehoaica Markéta Vondrusova. Cârstea a cedat în două seturi, 2-6, 4-6 după 85 de minute. Sorana a făcut 38 de erori neforțate și pleacă de la Australian Open cu 90 de puncte WTA și $165.000. I had a bit of luck in the end and I'm just very happy to be through like in two sets because Sorana is a great player and I think she played a great match today. Performanță istorică pentru Bayern München. Germanii au câștigat campionatul mondial al cluburilor. Bayern a cucerit toate cele 6 trofee puse în joc în acest sezon. Conquer the rest of the world. Those champions of Bayern Munich of Germany.
Bayern München a învins-o pe Tigres cu 1-0 în finala jucată la Doha. Pavard a marcat în repriza a doua după ce arbitrul a cerut ajutorul VAR. Bavarezii au încasat și un premiu total de 10 milioane de dolari. Antrenorul Hansi Flick a cucerit toate cele 6 trofee puse în joc. Doar Guardiola și Barcelona au mai reușit această performanță în 2009. Scene șocante la Australian Open, partida dintre Novak Djokovic și americanul Fritz a început cu spectatori și s-a terminat cu tribunele goale. La miezul nopții, statul Victoria a intrat din nou în carantină. Djokovic-Fritz este primul meci de tenis din istorie început cu spectatori și încheiat în carantină. Arbitrul de scaun i-a trimis acasă pe fani cu o jumătate de oră înainte de miezul nopții. Djokovic a avut nevoie de set decisiv ca să-l bată pe americanul Fritz. Djokovic a urlat de bucurie după ce a câștigat partida maraton de 3 ore și 27 de minute. Fază comică în NHL, un portar i-a șocat pe colegii de echipă, a plecat din poartă, tocmai când era meciul mai încins. S-a întâmplat la partida Boston Bruins-New York Rangers. Portarul celor de la Bruins credea că echipa sa este condusă cu 2-1 și a vrut să lase locul unui coleg care să creeze superioritate în atac. Tabela arăta însă 2-2, iar antrenorul îi făcea disperat semne să rămână în poartă. I'm like, what the heck is he not? There's like a minute and a half left. He's not waving me, and then I just like decided to come when we had the puck, and then I think Chucky told me, buddy, it's 2-2. A făcut greșeala vieții un moderator din Spania. S-a dat mare că știe cu mingea în fața a 3 jucătoare profesioniste de fotbal. Jurnalistul a pățit-o la o oră de maximă audiență. Fetele l-au bătut pe umăr și i-au oferit cadou mingea cu autograf. După ce s-a făcut de râs în direct, jurnalistul a povestit că prietenii au râs de el toată seara. Ea este noua senzație Instagramului în Spania. O pasionată de fitness din Malaga a decis să arate tot ce are mai frumos pe rețelele de socializare. Marina stă toată ziua în sală de forță, unde se antrenează cu cei mai buni antrenori în domeniul, noua senzație a Spaniei. Strânge zilnic mii de inimioare pe Instagram. Marina este pasionată și de fotbal. Ea este trup și suflet pentru echipa din orașul natal, Malaga. Știrile din sport se opresc aici, dar continuă pe realitatea sportivă.net. Noi ne revedem cu noi informații în jurnalele viitoare. Numai bine!